care să aibă mișcări în față. Domnule Vâlceanu, haideți totuși să am putea primesc întrebări și asta e o bună întrebare. Chiar de la un liberal mi-a scris în pauză. A zis, bun, și ce propune Dan? Zice, da? Adică întrebarea este în momentul ăsta, presupunând că PNL zice, da mă, gata, ne-am lămurit cu PSD-ul, sunt niște ticăloși, nu vrem să guvernăm împreună cu, da. Cu ei. Dumneavoastră propuneți o rupere a acestei alianțe? Care alianță? Este proiectul? Nu e o alianță, e o coaliție. Până la urmă, în județe, este dezastru. Deci dacă o să aveți vreodată, eu știu, curiositatea să întrebați colegi din județe, da. Este dezastru. Deci, în primul rând, în toate județele în care au președinte de Consiliu Județean, racolează primarii PNL, știți cum? Uh-huh. În stil barbar, cum era vorba aia de când eram noi mici. Da? Da, da, da. Dom'le, n-au nicio treabă. Și au fost colegi, mai mulți colegi, care au pus problema în interiorul partidului și au anunțat conducerea partidului, dom'le, faceți ceva, adică din situația acolo, în coaliție, nu e normal. Da? Doi, orice instituție de la nivel local trebuie plantat un PSD-ist acolo. De exemplu, noi am fost la guvernare 2 ani fără PSD, da? Și sunt acele direcții deconcentrate, cum se numesc ele, din județe. Eu, de exemplu, eram înjurat de foarte mulți că, dom'le, nu schimb PSD-iștii. Dom'le, sunt oameni care, pe de o parte, unii aveau un concurs pe un post, da? Și care nu... era ilegal să te apuci să-i schimbi. Doi, erau unii care chiar fuseseră buni și rezistaseră pe parcursul mai multor guverne, nu numai PSD. Pur și simplu, oamenii își făceau datorie, erau, instituțiile funcționau bine, ce-ai cu ei, da? Gândiți-vă la un singur lucru ca să vedeți până unde merg. Au fost 3 concursuri pentru directori de licee și școli. Au fost 3 valuri de concursuri pentru că nu se ocupau, nu luau practic concursul cei care participau. Și la mine în Gorj, acum, după 2 luni de la concurs, 2 directori de școli au fost schimbați de actualul inspector școlar PSD pentru că, atenție, au luat calificativul nesatisfăcător după 2 luni. 2 luni, da? De mandat, deși chestionarul ăla, fișa aia de evaluare, este făcută pe parcursul unui an. Pentru că atunci când vorbim de învățământ... Au acționat politic pentru a-i schimba. Asta era ideea. Da. Exact. Au găsit o metodă unul prin care să-l schimbe. Unul era finul unui primar PSD, da. Iar cel de-al doilea era o doamnă care a fost pusă. Era o doamnă care de 3 ori participase la concurs de 3 ori și picase de fiecare dată. Bun. Și a fost pusă după aceea direct. Dar spuneți-mi, pentru că e important asta. Vreau să vă spun. Care e proiectul? Ce propun eu? Da. Domnul Turcescu, să apropie alegerile. Eu am mai văzut filmul ăsta odată când a fost acea alianță PSD-PDL, dacă vă aduceți aminte. Și când s-au apropiat alegerile, s-a întâmplat ceva să se rupă pentru că nu poți să te ții de mână și să tragi pumn din cap. În campanie, da? Adică noi suntem împreună la guvernare și în campanie electorală o să spunem, noi o să spunem PSD-știi zrăi și eu o să spunem liberalii zrăi. E adevărat că jocul ăsta funcționează pentru PSD. Se vede cu ochiul liber. Da? Au început deja, da. E, la noi nu poate funcționa. La noi nu va putea funcționa. Și nu că spun eu, dar această coaliție se va rupe. Este evident că se va rupe. Odată cu apropierea alegerilor, va veni un moment în care nu mai poți să funcționezi așa. Dar simțiți cumva că PSD-ul își caută un motiv să iasă din această coaliție? Evident că, vă dați seama, sunt câteva, tot vorbeam de Partidul Național Liberal și importanța în Partidul Național al președintelui Klaus Iohannis. Așa. În momentul în care îl ataci public pe Klaus Iohannis, știind care e importanța lui Klaus Iohannis în Partidul Național Liberal, îți asumi, da, că te duci către... ruptură. Către ruptură, către granița peste care nu mai poți trece. Și asta fac. Până la urmă, haideți să ne uităm. Ce spusese Klaus Iohannis? Dom'le, conform zicerilor PSD și ceea ce au susținut ei an de an, nu, ar trebui să dăm măcar la pensii inflația. Te așteptai ca PSD să se bucure, să zică bravo, domn președinte, exact ce spunem și noi. Dar știți ceva? Realitatea e un dușman în momentul în care ai Ministerul de Finanțe. Mm-hmm. În momentul în care partidul tău conduce Ministerul de Finanțe, realitatea începe să fie un dușman. Pentru că ei tot timpul au susținut creșteri de pensii 40%, vă aduceți aminte, da? Că nu erau ei la Ministerul de Finanțe. În momentul în care ești la Ministerul de Finanțe, iertați-mă, dar în cap realitatea. Imaginea publică, dacă ne uităm așa la ce a rămas, mă uit, eu vorbesc cu oamenii care au probleme cu pensii.
ei au rămas toți cu impresia că PSD-iștii ar da bani mai mulți la pensii, dar nu vor răi ăia și nemernici ăia de liberali. Exact. Asta este, asta este sentimentul acum în, da, pentru în că, rândul pensionarilor. Pentru că, încă o dată vă spun, noi am abandonat agenda publică. Și aici mă refer în primul rând la PNRR, în fruntea da, la reforma pensiilor. Se sacrifică partidul pentru interesele de gașcă? Ce e acolo? Nu, 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 dar ei, în momentul în care am început să discutăm despre pensii majore de pensii, da? Ei au venit și au spus, au aruncat o, cum să vă spun, o petardă din aia, cum aruncă ăștia în filmele cu ninja, știți? Aruncă o petardă, se face un fum mult, și da? Dintr-o dată lumea, oamenii nu mai văd realitatea, nu mai văd pe ăla. Vorbeam de majori de pensii și așa mai departe, și de inechitățile din sistemul de pensii. Da? Această reformă venea tocmai să elimine acele inechități din sistemul de pensii. Și de pensii speciale vorbeam și așa mai departe. Dom'le, și dintr-o dată a apărut PSD și a spus 9,4% din PIB. Nu mai putem crește pensiile românilor. Vai, e o nenorocire. Și toată lumea, inclusiv noi, n-am apucat să explicăm ce e cu acel 9,4% din PIB. Despre reformă și despre tot ce înseamnă sistem de pensii care trebuie reparat, vorbiți cu orice român. Absolut nimic. Exact, vorbiți cu orice român. Nimic, că da? Domnul Budăi... Nu s-a mai vorbit deloc. Da, la revedere. Dar vorbim despre acel 9,4% care, atenție, anul ăsta îți permite să majorezi pensiile, sau mă rog, anul viitor, cu peste, puțin peste 25%. Nu poți să le majorezi cu 25%, că n-ai bani în buget. Și vine domnul Ciolacu acum și ne explică. Da? Domnule, 10-11%. Păi de ce credeți că vrea 10-11? Dom'le, politicienii sunt, cumva, se folosea acel cuvânt animal politic, da? Sunt un soi de mamifer, să-i zic așa. De ce? Animal politic. Carnivor, da? Dom'le, da. Carnivorului când îi dai carne, mănâncă carne. Da, da, da. E, da. Politicianului când îi arăți voturi, vrea să le ia. Ce politician întreg la cap n-ar vrea să majoreze pensiile cu 500% dacă ar putea? Știind clar că va câștiga voturi de la pensionari. Evident că ești încorsetat de bugetul țării și e bugetul României, nu e al Germaniei sau al... Da, deci...